Loredana, deci vreau să zic că îți recunosc ție vocea înainte să o recunosc pe a mea. Și așa puțin răcită și nazală. Aerul condiționat, dragii mei, m-a făcut praf în vara asta și nu cred că sunt singura. Nu putem să trăim, din păcate ne-am obișnuit. Mă gândeam ce făceam în anii 80, când nici nu auzisem că există așa ceva și acum nu mai putem să trăim fără asta. Deci orice învăț are și un dezvăț și dacă tot trebuie să facem economie, am înțeles la orice și asta e un lucru bun pentru că eu cred că risipim prea mult și suntem prea răsfățați de tot sistemul ăsta în care am crescut și am trăit. E bine să mai închidem puțin robinetul și să înțelegem că nu trăim singuri, de unii singuri, trăim în comunitate și că suntem toți conectați, interconectați. Oricât am vrea noi să spunem că nu, noi suntem de fapt o mare familie. Și de asta e bine să înțelegem lucrul ăsta și să stingeți lumina, să dați puțin mai încet aer condiționat sau să vă învățați să trăiți fără aer condiționat. Eu încerc, să știi. Da, uite, mi-am luat evantai. Dar cum îți îngrijești vocea? Ce ritual ai înainte de un concert? Zeule, pentru mine vocea este, este o ființă în sine și trebuie să o tratez cu cel mai mare respect pentru că altfel ea te trădează. Este ca o femeie superbă care poate oricând să plece și să-ți închidă ușa în nas. Deci trebuie să ai mare grijă și să am mare grijă, mai ales că concertele mele sunt foarte multe, cânt o oră jumate, două ore, uneori am patru concerte pe zi, plus deplasări, aer condiționat, efort fizic. Nu am timp foarte mult să mă recuperez. Sunt ca un sportiv de performanță care în fiecare zi trebuie să concureze pentru olimpiadă, pentru că pentru mine orice concert este important, chiar dacă e la Urlații din Deal sau la New York în Manhattan, am aceeași implicare și dăruire pentru fiecare și de asta în perioada foarte scurtă în care n-am timp nici să dorm de multe ori, încerc să-mi menajez vocea, nevorbind sau ne pierzând timpul la telefon, gossip, things, nu. Am uitat de mult chestia asta, fără bârfe, fără ore pierdute la telefon. Întotdeauna încerc fiecare secundă să fac ceva în folosul meu, al celor din jurul meu, să scriu un cântec, să pregătesc un show, să-mi creez următorul costum de spectacol. Uite, azi m-am machiat, m-am pieptănat singură, în timp record, pentru că am avut și alte chestii dimineață de făcut și să ajung și la timp, să și să nu mă certe toată vii pentru că întârzi. Deci fiecare secundă este foarte bine împărțită, nopțile nu le pierd, ți-am zis, nu beau rece, nu vorbesc prostii și vocea, altfel n-ai cum să o păstrezi și n-ai cum să faci performanță. Asta e ideea. Dar care... Ai o viață ordonată, asta e clar, dar care e plăcerea ta vinovată? N-am ce să fac. Din păcate am renunțat și la înghețată de peste 20 de ani, la pizze, la paste, la pâine, chiar dacă pâinea este mâncarea mea favorită, când cineva mă întreabă, și în altă viață poate o să-mi doresc să am un asemenea metabolism încât să mănânc doar pâine și să n-am nicio problemă, să nu trească să merg la sală. Da, în fiecare zi fac sport, în fiecare zi, dacă sunt plecată, am cu mine ustensilele de făcut sport în cameră, ori alerg, ori merg, am activități fizice, pentru că trebuie să pui sângele în mișcare, trebuie să pui mușchi în mișcare, nu doar mușchii minții, ci și sau ai gâtului. Trebuie să fie tot într-o armonie în viață, știi? Trebuie să te împaci cu oamenii cu care să spunem că unul nu te înțeleg sau nu te înțeleg și să înțelegi, să fii înțelept, să fii, asta, să fii. Eu nu sunt, dar sunt pe drumul cel bun.